Atunci când trec prin situații sau evenimente de viață foarte stresante, copiii pot dezvolta tulburări de adaptare. Netratate, tulburările de adaptare la copii și adolescenți pot duce la apariția depresiei, a tulburărilor de anxietate sau a abuzului de substanțe. Care sunt cele mai frecvente simptome la copii în ceea ce privește aceste tulburări de adaptare și la ce ar trebui să fie atenți părinții, explică dr. Octaviana Ramona Gheorghe, medic primar, psihiatru, care vorbește și despre felul în care pot fi tratate tulburările de adaptare la cei mici. Orice modificare în comportamentul copilului, modificare deci în felul în care se poartă în relație cu frații, în relație cu părinții, cu prietenii, cu colegii de școală și care să fie neașteptată sau neîntâlnită până la acel moment, deci orice apare diferit în comportamentul copilului și este stabil, adică nu odată o izbucnire de furie sau de plâns care e legată de ceva anume, și o schimbare în comportamentul copilului care să fie în concordanță cu o modificare dispozițională pe care părintele o observă, poate să atragă părintelui atenția astfel încât să fie mai aplecat pentru a urmări pe parcursul câtorva zile, săptămâni, dacă acele manifestări rămân stabile. Pentru că, nu știu, un copil poate să fie nemulțumit la școală și să nu aibă o performanță bună pentru că n-a dormit bine sau pentru că este după un episod de boală. Și asta e o situație care trece, e o situație reversibilă. Dar dacă modificările în comportamentul copilului, și aici putem să vorbim despre lucruri care țin de instincte, modificări în apetitul alimentar al copilului, copilul începe să mănânce dintr-o dată mai puțin, nu mai are poftă de mâncare, nu mai preferă nici alimentele pe care altădată le prefera, sau din contră, mănâncă mai mult, mănâncă noaptea, sau modificări ale somnului, copilul care este somnoros sau care adoarme cu greutate sau care se trezește de mai multe ori în timpul somnului. Apariția la un copil care a deprins controlul sfinterian a tulburărilor de eliminare, începe să facă pe el noaptea, ziua, în sfârșit, sunt situații care ne pot atrage atenția asupra unor traduceri, cum zic eu, pe care copilul le face legat de întâmplări din mediul înconjurător sau legat de viața lui apropiată, pe care nu știe să și le explice altfel și atunci există modalitatea asta în care corpul traduce în locul lui dificultățile legate de provocările pe care viața îi le dă. Mergând mai departe, pot apărea numite de către copil modificări ale stării de dispoziție. Îmi este frică, mă gândesc tot timpul, la ce o să fie dacă o să ne îmbolnăvim. Adică gânduri intense ca frecvență a apariției lor legate ca temă de îmbolnăvire și posibilități ca îmbolnăvirea să se întâmple apropiaților familiei, adică teama copilului de a-și pierde îngrijitorii și teama fiind legată de boală. Asta cumva ar pune familia într-o situație nu neapărat confortabilă, dar ușurică pentru că se declară frica pe față. Pe când în alte situații, părinții nu văd decât o stare de neliniște a copilului, poate un joc agresiv cu jucăriile sau cu alți copii, comportamente modificate la școală în sensul că apatie, dificultăți de concentrare, dificultăți de a rememora lecțiile, scăderea eficienței în activitățile academice, evident cu scăderea notelor la școală, de exemplu, pierderea prieteniilor prin interpretativitate sau din contră, prin separare, prin retragere socială. Și atunci, deși asta nu este o declarație pe față, indirect ne spune totuși despre niște stări de neliniște pe care copiii le pot avea și pe care putem să le legăm sau nu de contextul pandemiei sau de alte contexte care pot apărea în viața copilului. E foarte important de ținut minte că nici psihologul și nici psihiatrul nu sunt așa niște vrăjitori care știu vreo întrebare secretă sau care au un test secret pe care pot să-l aplice copilului și familiei
și se află exact ce a determinat ca un copil să se simtă la un moment dat într-un anumit fel sau să se poarte într-un anumit fel. Pentru că foarte multă lume se așteaptă din zona asta sănătății mentale să existe vreun test special, vreo baterie, vreun chestionar, vreo ceva care poate să fie aplicat de psiholog sau de psihiatru și să găsim răspunsul la vreo întrebare secretă. Dinamica fiecăruia dintre noi este una extrem de personală și felul în care ne traducem viața mare în comportamente și emoții ține de un particular al schemelor noastre de gândire și de interpretare și chiar și copiii, chiar dacă nu le cunosc, au niște convingeri pe care le poartă cu ei din mica copilărie și cu care funcționează în viața lor aproape pe tot parcursul vieții lor, dacă nu intervine un motiv sau vreo situație care să le schimbe convingerile. Deci nu facem lucruri spectaculoase sau magice în cabinetul de psihiatrie sau de psihologie, dar asta nu înseamnă că undeva, fie printr-o tehnică sau fie prin ascultare, pur și simplu, nu se poate ajunge la acel eveniment declanșator care să fie cauza problemei cu care, la un moment dat, un om ajunge în fața specialistului de sănătate mentală. Dincolo de comportamente, de ce ar putea să vadă părinții la copiilor, sunt foarte importante și alte informații pe care părinții le pot primi de la prietenii copiilor sau de la educatori, de la cei de la școală. Acum nu suntem tot timpul copii, sunt la școală și profesori, învățători, educatori pot să dea informații despre ce ar putea să fie diferit la un moment dat în timpul pe care copilul îl petrece la școală. Atunci părintele, aflând despre aceste informații, să observe dacă întâmplări asemănătoare apar și acasă. Și atunci, punând cap la cap lucrurile astea și socotind dacă frecvența și intensitatea comportamentelor este diferită sau mai mare decât în alte situații, să poată să vină cu aceste lucruri modificate în fața unui specialist de sănătate mentală și să adreseze corect problema ca să fie investigat. Cum se tratează aceste tulburări și când anume se ajunge la medicație? Că știți că, în general, părinților le e frică să vină la medicul psihiatru cu copilul din două motive. Unul este stigma și al doilea, de a nu lua medicație psihiatrică. Vedeți, frica asta vine din lucrurile pe care nu le cunoaștem. Am fi foarte dispuși, sau bine, aproape nu contestă nimeni atunci când, habar n-am, dermatologul îți dă o cremă să dai pe o bubă și îți dă o cremă, deși ar putea să existe 20 de creme cu aceeași substanță și o iei pe apa care ți-a fost recomandată din prima. Și chiar dacă ajungi la psihiatru cu un copil care aude voci de un an de zile, tot eviți și eziți să dai tratamentul psihiatric. Asociația Internațională de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului recomandă ca inițierea tratării tulburărilor psihice la copil și adolescent să se facă cât mai devreme posibil. Pentru că a trata devreme o tulburare oferă o remisiune, adică o finalizare a simptomatologiei, o remisiune a tulburării mai rapidă și de durată mai lungă. Ce înseamnă tratarea unei tulburări psihice la copil și la adolescent? Tratamentul în psihiatria copilului este de cele mai multe ori multimodal. Multimodal înseamnă că sunt implicate mai multe zone din viața copilului pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Adică, de exemplu, dacă în principal funcționarea copilului este afectată la școală, școala va fi implicată în echipa terapeutică. Ei, o să ziceți, da, ideal, ce să zic, nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu se întâmplă lucrul ăsta și din cauza noastră. Pentru că dacă așteptăm așa, by default, ca școala să se implice, nu o să se implice. Dar dacă îi spunem că este parte din echipă și este un
pilon important în recuperarea copilului, cel puțin maniera etică de a pune problema nu o să îi facă pe cei din echipa educațională să spună nu din prim. Deci pentru copilul care este integrat în învățământ, parte din echipa terapeutică este și educator. Cum? Prin strategii comportamentale, prin consiliere de natură comportamentală pentru ajutorarea copilului. Familia este iară un participant foarte important în recuperarea copilului. Adică psihoeducație, ceea ce numim noi psihoeducația educatorului și părintelui care să înțeleagă nu doar că are copilul depresie și ce înseamnă depresia pe care o are copilul, astfel încât să diminueze acei factori de vulnerabilitate care, de exemplu, pot să însemne pentru un copil sau adolescent cu depresie, căruia este greu să se dea jos din pat și să se mobilizeze pentru a face orice activitate, înseamnă, de exemplu, să încetezi să-i mai spui că este leneș. Sau să încetezi să-i mai spui, dă-te jos din pat, că nu e așa de greu să te duci la baie să te speli pe față. Pentru o persoană cu depresie este foarte greu să te dai jos din pat și să te speli pe față. Sau să-ți schimbi hainele, sau și mai mult să te duci să speli părul. Deci, lecția despre a cunoaște cum se manifestă o tulburare și cum să faci să-l ajuți pe cel care este într-o situație de nevoie, e foarte important. Adică până să ajungem la a vorbi despre medicamente și farmacodinamică și farmacocinetică, sunt lucruri importante care de cele mai multe ori sunt sărite, inclusiv de familie, care arde așa etapele și se duce direct la medicamente și spune din start, dar eu nu vreau medicament. Medicamentele fac parte din strategia terapeutică. Pentru că atunci când vorbim despre depresie, de exemplu, sau când vorbim despre tulburările anxioase care sunt paroxistice, de exemplu atacurile de panică, degeaba îi spunem omului să se împuternicească și să treacă peste situație? Că nu poate. Că, de fapt, situația este a unui dezechilibru chimic al creierului. Și degeaba îl ducem pe copil doar la psiholog, că psihologul nu e Dumnezeu și nu poate să facă singur toată munca, și degeaba îl ducem doar la doctor să-i dea medicamente, dacă nu îl ducem și la psiholog, ca să învețe alte strategii de a face față provocărilor vieții, care va să zică, cum de multe ori se întâmplă să ajungem să identificăm tulburări în situații depășite, nu depășite ca într-o situație de chirurgie a cancerului, ci în situații care țin de mult și care au fost tolerate în familie de multă vreme, deja nu se mai pune problema cu ce să începem. Se pune problema să începem în varianta cea mai folositoare pentru copil. Și varianta cea mai folositoare pentru copil înseamnă varianta în care folosim și familia, și școala, și medicamentele, și psihologul, ca lucrurile să se întâmple așa cum ar trebui să se întâmple pentru viața copilului. Asta oferă, în primul rând, avantajul că durata tratamentului va fi mai scurtă. Pentru că dacă tratăm episodul de boală la prima lui manifestare, avem mai multe șanse ca durata tratamentului să fie acea minimă care este scrisă în cărți.